Elevii claselor primare a gimnaziului Dumitru Matkovski din municipiul Soroca au avut o întâlnire mai deosebită cu jurnalista și scriitoarea sorociancă Elena Țârdea-Spinei. Școala, profesorii, dar și elevii sunt aproape de suflet, deoarece scriitoarea aici și-a făcut studiile. Astăzi Elena Țârdea-Spinei a venit cu o nouă carte. Am venit încoace ca să împart cu acești copii bucuria editării unei noi cărți care se numește Prin Soroca, dar sunt oaspete frecvent în această școală, fiindcă nu mai scot o carte din tipar și numai decât vin încoace. Copiii s-au pregătit ca la carte, au recitat și înscenat poeziile autoarei. Geografie? Ce e geografie? N-am cunoștință de asemenea meserie. Spune mai bine ce vrea vecinul. Multe cărți pe rafturi stau, vreau o carte ca să iau și de-ndată aud. Ham, ham, surcățel și cușca am. Cum să las așa ușor, mai ales că-i vorbitor? Eu te rog, pe mine ia-mă, nu ai frică, nu ai teamă. Uite un scârâie rog, ca o simte exclamare, toți zici, Valerio, e mândria noastră mare. Astăzi am întâlnit-o pe Elena Țârdea-Spinei. Eu cred că ea se stăruie foarte mult pentru noi să scrie cărți. Sunt bucuros că ea a învățat la noi la gimnaziu. Mi-a plăcut foarte mult această experiență pentru că am aflat multe informații despre această scriitoare. Sunt bucuros că ea scrie numai pentru copii. E bună, e frumoasă. Scrie multe cărți, îmi place cărțile ei. La cartea Prin Soroca, autoarea spune că a lucrat un an de zile. Aceasta conține poezii, o poveste în versuri și desene de colorat. Cartea este dedicată regretatului istoric Nicolae Bulat, îndrăgitul ghid al Sorocii. Este o dedicație părcălabului de Soroca, domnul Nicolae Bulat, în copilărie Nicu. Și multe poezioare de acolo sunt cu numele Nicu și toate poezioarele sunt cu referire la Soroca, vă dați seama. Am folosit desenuțele unei studente care învață în Alba Iulia, o bună prietenă de-a mea, se numește Dana Spânu. Cartea am făcut-o în colaborare cu Titus Știrbu, care este o poveste în versuri, care se numește Cu căruța la cetate. Și, în general, poezioare formate din 3-4 strofe, asta este. Și desenuțe de colorat. Elena Țârdea-Spinei este un prieten fidel al instituției Dumitru Matkovski, a confirmat-o atât directoarea cât și bibliotecara de aici. Scriitoarea deseori vine cu donații de carte. Așa întâlniri, cum este întâlnirea de astăzi cu doamna Elena Spinei Țârdea, deci eu vreau să vă zic că sunt foarte binevenite în școală, deoarece ele aduc suflul cărții. În permanență căutăm noul, căutăm cărți interesante, cărți binevenite. Copiilor în deopște le place biblioteca. Biblioteca la noi este tot timpul foarte aglomerată. În bibliotecă tot timpul sunt elevi mulți. Elena vine foarte des la noi, aproape anual. Anul trecut tot a fost dumneavoastră ei cărți la noi. Deci cărțile doamnei Elena, trebuie să vă spun că sunt citite, răsfoite, colorate, poezii învățate. Așa că eu iubesc foarte mult pe doamna Elena. Eu când le-am transmis în clasă că vine doamna Elena, ei tot au început, noi știm, doamna Elena vine la noi des. Știi, mulți ne mândrim cu faptul că doamna Elena a învățat aici în școala aceasta. Eu atunci eram în primii ani după ce am terminat studiile. Doamna Elena era elevă, o țin minte că o elevă stăruitoare, citea foarte mult, învăța foarte bine și datorită faptului a ajuns ceva în viață. După prezentare, copiii au putut achiziționa o carte cu autograful autoarei. Elena Țârdea-Spinei are lansate 15 cărți pentru copii. Acestea conțin poezii, povești în versuri, dar și legende legate de Ținutul Sorocean.